faceți, mă? Bună seara, că eu am senzația că voi vă uitați așa mai la drum de seară la noi. Avem o emisiune frumoasă. De fapt, nu, că m-am greșit. Avem, ca de obicei, o emisiune extraordinară pentru voi și ne-am gândit cumva astăzi să dezbatem un subiect pe care, de altfel, mi l-ați și cerut voi, că noi facem în principiu cam ce vreți voi, pe alocuri, nu că facem ce vreți voi, dar ne ghidăm foarte mult după ce spuneți voi. Emisiune cu care vin să închid și unele guri care spun că sunt părtinitoare, că am, nu știu, că de prietenii mei sau de oameni din generație cu mine nu vorbesc și așa mai departe. Fapt pentru care astăzi vom vorbi despre domnul Cătălinus Botezatus. Cătălin Botezatus este cunoscut de voi, e de pe, nu pot spune de pe vremea mea, atenție, că da, este din vremuri de demult pe meleagurile noastre. El a fost, mă rog, în atenția voastră, a intrat în atenția noastră tuturor în showbiz ca fiind creator de modă. Acum, nu știu, să încadrăm emisiunea la mocangiștii, mocangioi mai bătrânei, mai în vârstă, mai, nu știu, o să ne gândim, să nu ziceți după aia că sunt prea furisită. Eu nu am vârstă, da? Deci asta dacă cumva întreabă în care din cele două tabere mă situez eu, să știți că eu sunt veșnic, forever young, I am young. Bun, acum, mulțumim în altă ordine de idei, cum vă mulțumesc de fiecare dată și aici este cea mai serioasă parte din toată emisiunea, pentru că vă mulțumesc serios, din tot sufletul, atât eu cât și echipa, pentru faptul că vă uitați la noi, asta înseamnă că vă place foarte mult ce facem și nu ne dă nouă decât foarte, foarte mult, așa, imbold, să facem mai departe lucruri bune, pentru că le urmăriți și vă place ceea ce facem noi. Să intrăm direct în pâine. Așadar, astăzi vom vorbi despre Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu este cunoscut în mare parte, cred că în proporție de 99% din populație, știe că acest Cătălin Botezatu pe lux, pe opulență, pe firme, nu cred că este brand pe care să nu-l aibă Cătălin. Mă refer de la pantofi, haine, accesorii și așa mai departe. Este un iubitor de branduri, de lux, de opulență. Acum, viața lui, sigur că da, se întâmplă în locuri opulente și în locuri luxoase. Îi place foarte mult să pozeze și să se fălească cu locurile în care merge. Mie întotdeauna mi s-a părut haios, așa cum el pe la sfârșitul prezentărilor lui de modă, când facea prezentări de modă, acum nu mai știu, avea un salut așa frumos, îl văzuse la Armani, la Giorgio Armani și se părea că este frumos acest salut, ok? Bun, Cătăline, mai ai tăticule până să ajungi pe la Armani pe acolo, dar este ok și salutul ăsta tău, dacă ți se pare ție că e ce trebuie, bun. Eu am o prietenie, e mult spus că am o prietenie, am o amiciție cu Cătălin și l-am apreciat dintotdeauna pentru că face parte din garda veche și anume din oamenii care chiar știi de unde să iei, au făcut ceva în viața asta. De ce a intrat în vizorul nostru Cătălin este pentru că de la o vreme, nu știu sigur de ce, dar Cătălin al nostru mucangește. Și mi se părea cumva injust față de voi, pentru că noi față de voi suntem întotdeauna sinceri, să-i luăm în vizor pe unii și să se pară cumva că îi menajăm pe alții doar pe considerente de prietenie, amiciție și așa mai departe. Și atunci, înainte de a trece în pâine, vreau să vă spun că la finalul emisiunii, o să, pe lângă Cătălin, o să vă devoalez niște nume grele. Și când zic grele din showbiz, credeți-mă că e hard rock-ul showbiz-ului, nume care dintr-un motiv sau altul au ajuns, după părerea mea, să facă chestii care habar nu am de ce le fac. Adică să fie foame atât de mare, frate, încât să faci anumite chestii, sau dacă o faci, asumă-ți că o faci, asumă-ți că faci, spre exemplu, reclame la ceaiuri de și nu mai poza în milionăreasă sau în milionar, în șeic, în opulență și așa mai departe. Dar asta numai și numai la sfârșitul emisiunii, pentru că vreau așa ca să fie o ieșire frumoasă
din scenă în această emisiune. Ah, și să nu uitați să subscribe și să link down below, da? Și să clonțopelul, că altfel nu stăm de vorbă, da? Vreți două, tot scrieți, da? Două emisiuni vreți pe săptămână, tot, păi să văd și eu, frate, că dacă nu suntem, trebuie să avem azimutul, trebuie să avem motivul pentru care să facem cele două emisiuni pe săptămână. Avem, da, și niște orgolii personale pentru care vrem aceste 100.000 de, acești 100.000 de subscribere, așa că haideți cu subscriberea ala, haideți cu clonțopelul, cu alea, da? Să nu uităm pentru ce ne-am adunat aici. Deci ziceam de Cătălin, că lui îi place foarte mult să se plimbe prin locuri opulente și să ardă pe abundență. Nimic rău, foarte frumos, că la câtă sărăcie vezi în ziua de astăzi, nu-i nimic rău că el face treaba asta. Hai să vedem mai întâi locurile prin care se afișează Cătălin, ca să înțelegeți de ce zic eu. Uite, frumos, aici este la Palacio Versace, da? Este la piscina, se face un bagno la piscină. Are trabucul, mă? Că el are trabucul, eu cred că și când e pe WC, e cu trabucul. Da, mă rog, n-are trabucul. Ideea este că, vedeți, e pe opulență, frumos, unde forjează Palazzo din Dubai, nu? Frumos, elegant, pe barosăneală, ceva corespunzător. Unde se mai duce Cătălin al nostru? Să mai duce și, ia să vedem, ia uite-l, este acest multifruct pe barosăneală, este ca un nabab, pe o plajă undeva, cu fructele aferente, cu trabucul aferent, cu, da, bravo, pe barosăneală, frumos, domne, ne place, el a fost întotdeauna un tip cu stil, poți să spui orice despre botezatul, numai că nu este un tip stilat și rasat. Unde se mai duce Cătălin? Că o să vedeți de ce zic că unde se mai duce, că aici este la Lido, în Paris, unde înțeleg că a fost și el la festivalul, nu? La modei, nu? Din Paris, nu știu cine sunt cele două, mă rog, cine, Prodanca? Prodanca și cu cine, nu știu, cu o altă prietenă, probabil, da. Bravo, deci frumos, elegant. Ce-ar zice un om care nu știe, dacă mai există cineva care nu știe pe botezat? Băi, nene, ăsta e barosan, ăsta este un șmecher, ăsta este un milionar. Deci gagiuie pe cașcavalete rău de tot, pe lovele, pe... Bun. Acum, băi, avem o problemă. Houston, we have a problem, because we have a big problem, căci îl avem pe același Cătălin Botezatu, despre care, înainte să vă arăt imagine, trebuie să vă spun ceva. La un moment dat, ziarele de monden din România spuneau, și dacă mint ele, mint și eu, dar eu cred că nu minte nimeni, cred că undeva un sârbure de adevăr este, că undeva ar avea niște probleme Cătălin cu banii și ar fi dator, luați asta în minte, da? Deci aveți asta în cap, luați în calcul opulența și abundența pe care v-am explicat-o și pe care ați și văzut-o în care trăiește el. Și acum, haideți să vedeți ce face Cătălin. Unde logic că eu am rămas practic interzisă, ca să zic așa, pentru că nu înțeleg de ce. Ia. Lăsăm puțin aici. Atenție, acest ceai Siguros Lin este un ceai extraordinar care vă asigură, așa cum vă spun întotdeauna, un detox și nu în ultimul rând, dacă doriți să slăbiți câteva kilograme în minus, vi le recomand cu mare, mare drag, dar eu vă spun, fac reclamă acestui ceai pentru că de peste un an și jumătate mă ajută foarte mult. Nu faci numai tu reclamă, nebunule, că eu fac reclamă eu. Tu și încă 245 de nehaliți care face reclamă la ceaiul ăla. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat cu tine? Te-ai lovit, ai căzut în cap de la etaj, de la din penthouse, ce ai făcut? Că eu fac reclamă. Da, tu faci reclamă și încă o să vă spun toți. Nu, toți faceți reclamă la ceaiul ăsta. Unde e șeicul? Unde e nababul? Where is the trabuc? Where is the trabuc? Is gone the trabuc? Where is the trabuc? Where is the hat? The pălăria, unde e pălăria? Unde este linksul din spate, unde? Bun, ia să mai vedem ce mai face Cătălin, ce mai are Cătălin. Până când și mafioții au din când în când nevoie de... Sigur. Da, de ce râdeți? Să vedeți mai mult.
Bă, băiatul, aruncați cu ceva mine, bă, frumos. Aveți ceva să... Ia, stai mă, că am aici, fiți, fost unul dintre ceva, arunc. Nu, dacă o sparge. Ia, vină puțin aici, că suntem într-o emisiune. Vină încoace un pic. Aruncă și mie un pic asta. Da, deci fiți, ia, da să nu scap. Arunc. Numai picăturile astea vă fac să mai respirați aerul poluat pe care îl trăim din cauza cerului pe care ne-am năpădit. Picături de aerisire. Un fâs, două fâsuri. Ce ai făcut? Numai mafioții iau potent, slim, siguro potent, cum e? Siguro potent, slim? Da, voi vă dați seama că el are un regizor care i-a făcut, i-a zis așa, uite, te rog, puneți ochelari. De ce ești cu ochelarii de, Cătălin? De ce ești cu ochelarii de soare? Și de ce ți-aruncă cineva pilulele? De ce nu le aveai pe noptieră să le ai la îndemână dacă tot urma o noapte de... Bă, băiatule, bă, ce mai face Cătălinuța nostru? Ia să văd. Hai că respiri mai bine, uite, bă. A apărut chiar și eu, am fost mirat de chestia asta, epilac dermatologic, se numește. Este un produs revoluționar. De ce? O să mă întrebați de ce o cremă epilatoare este revoluționară. Ia, uite ce. Că, în primul rând, nu mai ai nevoie de ceară, nu mai ai nevoie de benzi epilatoare, nu mai ai nevoie să, chiar și pentru bărbați, vorbim, să ne radim tot felul de aparate care ne irită în diverse zone. Jap! Și noi bărbații, sigur că da, avem nevoie să ne să ducă părul nedorit în anumite. Dar el a descoperit, gen, știi, că mergea pe stradă așa și a căzut de la un etaj. Hop, epila mil, de la. Cătăline, știi de când folosesc eu între cremaia de glasoare de n-ai? De mult, abar n-ai tu. Ești fumat, tăticule, altceva, da. Ce mai face, de ce a luat și cu crema, cu ea s-a epilat. Deci este fin, nu este, nu are păr pe nicăieri. Doamne, da, în grădina lui mamai. Este acest atrecipient. Da, atrecipient. Bineînțeles că în același timp aveam o loțiune dedicată de piele extraordinară, care este și miroase și foarte frumos. O simt de aici, da. Da, deci el este în grădina lui Ion. Toate păsările dorm. Ia zice, stai aici cu trandafirii ăștia în spate, te rog frumos. Ia și hârtie, să țineți minte, vă rog frumos, revista aia, da? Cu care e revista, cu care e pe post de plici, da? Uite, nu mai e niciun țânțar, firea al dracu de țânțar, a fost aplicat, să țineți minte. Deci el, băi, nababu, șeicu, Jay-Z face, cum ar fi dacă Jay-Z, care este tot o... Știți, o fiță, un trabuc, o alea, alea. Ce-ați face, bă, băiatul, dacă l-ați vedea pe Jay-Z, că s-apucă și o epilează, face eu la benz epilatoare. Zice, dom'le, asta e the big al momentului, eu, sau bețișoare de urechi, de astea, dom'le, am descoperit niște bețișoare de ureche, sunt mare. Îmi scot apa, deci și cleiul din ureche, și apă, și tot, numai e senzațional. Băi, nene, deci ce faci, mă, Cătălin, deci, țânțari? Mia, ce mai avem, te rog frumos, ca să vedem ce mai face Cătălina. Bună, dragii mei, revin cu cele mai bune produse ever, din punctul meu de vedere, cel puțin produse de la Higienium, care, bineînțeles că au, e firesc, produse noi pe piața. Vă reamintesc de la tine au venit primii când au ajuns. Dezinfectante de suflar, care sunt extraordinar bune, ele sunt și varianta de pachete mari. El e pe bar acolo, unde este? E pe o tijghea de ceva și a zis, hai de între o trabuc și ceva, hai să prezint și niște fâsuri din astea de șervețele umede. Băi, deci ca să înțelegeți, mi-este drag, Cătălin, dar, pentru că sunt tipă corectă, n-am cum să vă povestesc de Mocangela, de Hippo Mocangela, care făcea cu șervețele giveaway, cu șervețele umede. Și să nu vi-l arăt și pe Cătălin, care promovează șervețele mai mici, mai mari, de buzunar, de poșetă, de... N-ai cum, n-ai cum, fâsuri și așa mai departe, de alea de țânțari, așa, că vreau să concluzionez niște chestii, adică ideea este, voi trebuie să înțelegeți o chestie, eu nu îl judec pe Cătălin, după cum nu judec nici, adică pe Cătălin nu pot, că a făcut niște chestii Cătălin, dar oare de ce să ajunge aici?
De ce să ajungi aici? Să înțeleg că nu mai are Cătălin bani. Ce ai, Cătăline? De ce te apuci tu, care ești într-o fiță și într-o bășină, să fac cu trabucul ăla? De ce ai face tu la ăsta cu ia țânțarul, pleacă țânțarul, fuge țânțarul? Ce mai are, mă, Cătălin? Potol, potol, nu? Am mai mulți burgeri. Vă rog să sesizați șapca adresa acest. Și comandați de la ei, pentru că efectiv în momentele acestea trebuie să sprijinăm, să sprijinim pe cei care au ce să ne ofere și... Deci, Cătăline, pe cuvântul tău de onoare, că tu comanzi de la ăștia, că tu vrei să-i sprijin pe ei. Pe cuvântul tău, nu mă, tu comandă la ăștia că ți-e fomiță, zic eu, ți-e fomiță. Și ăștia cu burgerii au venit și au zis, domnul botezatul, e o onoare pentru noi, să vă dăm 3 chiftele. Auzi, ca să, uite, uite, fericire pe el și ce e haios la Cătălin, deci el are tot timpul cât o tușă de, cum să spun, un accent, o vuitoană, o Versace, o ceva. Pac, și când îl vezi, mâine poate mi-e face la un ghiveș de flori. Ce, domne, dar sunt totul. Stați un pic să nu se murdărească Rolex-ul. Un moment. Domne, ghiveciul ăsta. Vrem să sprijinim pământul românesc, fapt pentru care solul este extraordinar de bun și cu ghiveciul și cu floarea. Nu, ți-era fomiță, Cătăline, ți-era fomiță și ți-a adus potolul și ai făcut reclamă la chiftă. Zic eu care a fost treaba. Și uite, și fericit la final. Are un filmuleț foarte frumos făcut. Eu chiar am întrebat când l-am văzut cine l-a făcut, că e foarte mișto făcut. Uite, vedeți-l și voi, nu-i cu sunet, îl comentez eu. Pare profi făcut. Undeva pe la Palazzo... Si? Si, certo, e Palazzo di Versace, una cosa, che e meraviglioso. Mare frumusețe, șmecherie. Uite, deci el este domnul, e domnul care era cu ceiuțul acolo, pe, știți, și... Era ticuț în țărei care... Bun, acum ce... E una... Cosa grande, una... Bun. Acum ce vreau să știți voi. E foarte uzual în momentul ăsta ca diverse agenții de turism, de travel, să facă tot felul de bartere cu tot felul de vedete. Că de-aia o vedeți pe Pinocchio, le-a după Pinocchio, Pinocchio, cenușă, Câh, Adela Popescu, sunt la același resort, acolo în Egiptul s-au dus ele. Se vede că el are niște ponturi mai șmechere, dar agențiile, ce e important, ce trebuie să știți voi, le trimit în vacanță moca pe aceste vedete ca să le promoveze direct diverse hoteluri, diverse orașe, că de-aia vedeți acolo că să-și tăguiesc și spun de 1000 de ori stăm la hotel Papadopoulos, deci voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care vedeți că este forjat un hotel, lucrul ăla nu este întâmplător, este clar că acel hotel este să stă la el moca. Asta ca să înțelegeți, apropo de cât de tare mirajul ăsta vă poate păcăli, adică voi puteți crede, wow, câți bani să stai în asemenea resorturi de lux. Păi, Pinocchio, am ocangit, voi nu le vedeți când ajung în hotel, sunt toate camerele la fel și pozează. Eu mor în momentul ăla când pozează. Uite, m-am așteptat cu 3 ciocolățele și cu 2 banane și cu două... Păi da, știu, dacă e, nu le mănânci în timp când stai acolo. Le iei acasă, le pui la pachet, trece mai departe, că mai avem niște chestii frumoase cu Cătălin, când mai forjează el niște lucruri, dar v-am făcut un pic așa o trecere, să vedeți la Palazzo, cum să stă la Palazzo. Altceva ce mai face Cătălin, ia să vedem. E pe Marte? Și întotdeauna spune dacă a făcut 10 zile, vină, că trebuie să te aranjezi acum ce filmă e la Bravo Estil. Așadar, întotdeauna Dental Progress cu Fidima. Deci ați înțeles ce făcea aici, da? Dental Progress a venit să se caute în dinți. Și el nu poate să se caute în dinți pe persoană fizică. Cum mă duc eu, spre exemplu, să mă cam... M-ați văzut pe mine pe la dinți, așa că... Pe mine m-ați văzut pe mine? El, pentru că nu plătește căutarea în dinți și nici detatrajul, trebuie să spună unde este. Interesant că este îmbrăcat ca de obicei frumos. În acest moment, Cătălin Botezatu, amicul meu, Cătălin Botezatu, mocancește tot ce prinde. Tot. Deci, haleală, am zis... dinți, potență, ce ai de p***lă,
de la dățânțari, spray-uri, de mâini, șervețele, giveaway-uri. Ce mai are? Că mai are, stai că mai are ceva. Ce mai are? Că trebuie să mai mi-s pare o cremiță, ceva sau ce are? Dragii mei, am un prieten despre arfagic, și de atunci sunt foarte încântat de ce ne oferă aceștia. De atunci mănânc numai arfagic. Lor, participă la concursuri și câștigă premii care sunt foarte, foarte consistente. Și când vă spun asta, mă refer la telefoane, televizoare și laptopuri de ultimă generație. Partea minunată este că o provocare poate fi câștigată strict prin talentul, abilitatea sau cunoștințele. Da, talentul și abilitatea pe care nu o ai tu, nu le ai tu, să citești după dictare. Că tu acolo citești după dictare. Acolo ție, ți s-a spus în felul următor. Ce stă părul undeva pe la valieră. Ție ți s-a spus așa, uite ai aici pe ăsta scrie, da. Pentru talente, citei, Cătălin. Tu nu știi, nu-ți focusei temele. Păi da, pentru că nu era cu cremițe, nu era cu epilat, nu era cu ceai de căpșit. Era cu alea și nu țineai minte și trebuia să scrie acolo. Și a zis, rușinică. Rușinică. Și mi se pare că mai are la o cremă ceva, nu? La că el se dă și are o cremă pe care a descoperit-o. E life saving, adică nu e. Este aer ce a descoperit. Dragilor, ritualul de dimineață începe cu acest gel de mia. Fără el, pielea mea ar arăta altfel, credeți-mă, pentru că așa cum vă spuneam, tot timpul pe fața mea se aplică machiaje de două ori, peste uneori, poate chiar de trei ori, filmez non-stop. Deci tu filmezi non-stop și de la gelul ăsta ești senzațional. Și s-a uitat mă și la Scarauschi ăla mă, la Gianluca, știi că cu Vachi, ce mă, țap cu țăcălie, ce e aia mă, că ți-aș gura ta? Ce e aia, ce libidinoșenie aia acolo, nu te supăra. Ce este aia, Cătălină? Tu ești un bărbat și ai fost tot timpul un bărbat frumos. De ce ți-ai făcut țăcălie aia acolo? Te-ai după Scarauschi ăla, ăla e doi la leu. Și ce și-a pus? Are și la ochi, are o măscuță de ochi. Of. Și bineînțeles, ăsta aferent Versace, să știi. Cătăline, ce ascunzi tu acolo și nu ne zici nouă? Câte datorii ai? Zi repede, câte datorii ai? Câți cămătari sunt pe capul tău? Zi, câte bănci, ce ai, când ai trabucu, când ai trabucu, când ești la palațo, când ești la palațo, când prins muște, prins în țari, ceva nu este ok. Pastă de dinți, sigur că da, cu siguranță și duș bucal, dar n-avem noi poze, adică nu e, la orice Cătălin fa, aici s-a și photoshopat Cătălin al nostru, s-a făcut de vreo 30 și un pic de ani. Bă, bărbat frumos a fost și este în continuare. Dar de ce te photoshopezi? Nu? Nu știu ce se întâmplă cu tine. Nu puteam să facem emisiunile astea despre mocangeli fără să fim extrem de echidistanți și să vorbim practic de toată lumea care face treaba asta. Unii mai avizați, alții mai puțini, unii mai low, alții mai high, dacă vreți, îi clasați cum vreți. Ideea este că nu poți să te erijezi într-un prosper om de afaceri, cu trabuce, cu limuzine, cu ceasuri și aici, da, cu acces la cele mai șmechere și cele mai elitiste și exclusiviste lucruri, da, de la locuri până la lucruri și tu de fapt să-ți prepari într-o bucătărie cu un puradel care plânge pe acolo, să-ți prepari. Ce legătură are acest costum care nu știu de unde o fi, oficial ceva, mă, cu ceasul ăla moțecat-o, da? și cu ce de ce facem? Ești în lobby unui într-un hall, da, de hotel, te pregătești să te duci să te întâlnești cu nepotul Giorgio Armani, să mai exersezi un pic, da? Ce făceai? Erai cu ceaiul de după tine, nu? Atât de penibil. Adică, băi, eu ar trebui să mă interesez cât dau ceaiurile astea, mă, că sunt doi care, am înțeles că sunt soție, Sicuro Slim și Vero Slim. Cât pot da? Ce bani pot da? Că vă spun eu că nu dau sume exorbitante, frate. Cred că e la modul de, nu știu, gen 1.200-2.000 de euro pe lună, dar când ai o anumită prestanță și ești un șmecher sau o șmecheră, nu poate nimeni pe lumea asta să te pună pe tine așa,
să stai cu ceilalți, îmbracă-te frumos, te rog, aranjează-te, parfumează-te, pune-ți cele mai șmechere, diamante, briliante, ceasuri, cele mai șmechere și stai cu ceasul, cu ceaiul de în mână. Nu are cum, ceva undeva nu se pupă, mi-e dă cu virgulă. Și mai are o chestie, Cătălin, mă. Acum, fiecare e bolnav în felul lui, dar el se pare că e mai bolnav ca alții. Fac pentru care de câte ori la spital ne și spune unde, numai în Turcia și de ce credeți că spune unde? Pentru că e pe Mocangeală și spitalul ăla. Yeah. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul, în spitalul și sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar vreau să știți de la mine, așa cum sunt la mai devreme, că este o intervenție safe, ești acolo unde te duci de fiecare dată. Băi, dacă îți merge bine, bravo, da. Eu știu. Mai acum, că uitam să vă zic, te n-am despre el și nu vă spuneam. Se pare că este safe, cuvântul ăsta, de-aia folosesc. Se pare că o grămadă din cele astea pe care le vedem, o să vreau să spună biptiu, pe care le vedem în showbiz-ul, el este de vină că o avem pe buzilă printre noi astăzi, da? Că doar țineți minte când, ci că era el cu ea. El este de vină, a scos-o din foame și pe Andu Madam. Țineți minte când s-a despărțit de Victor Sclav și da, era așa. A după aia a luat-o și pe aia lui fosta lui Cristea, nu a lui Crista, pe Denisa Nichifor și cu aia s-a, el le iubește pe toate fetii, că fetii, el fetii așa. Fetii le iubește pe toate. Acum fetii le-a iubit și ni le-a lăsat și pe cap nouă pe astea după ce le-a iubit-o așa. Nu puteai să te duci tu pe insulă, pe acolo, pe undeva, pe Zanzibar, pe unde te duci tu, sau pe la Palazzo Versace. Nu-i cu hate. Da, nu cu hate, este pur și simplu lumea în care trăim și este pur și simplu o radiografie foarte pertinentă a societății în care trăim și a high life-ului societății românești. Pentru că dacă spui de botezatul, spui de barosăneală, da? Că mergem mai departe pe barosăneală, veți vedea prin personajele care urmează, la pachet dacă vreți cu Cătălin, este nimeni alta decât Raluca Bădulescu, regina reginească, care nu mai are loc pe degete de câte ghiuluri are, ghiuluri, și este toată numai într-o blană și într-o fiță și într-o aia. În schimb, ce să vezi, intru casă, ușa închisă, ce credeți că face ea? Iete, ia, să vedem. Acum voi vezi patul de la Constanța, suntem la Salon Steakhouse, restaurantul cel mai bun din Constanța și restaurantul meu preferat. Dar, înainte de fiecare masă, așa cum vă spuneam și așa cum știți de câteva luni de zile, o ceașcă de siguros slim care face minuni pentru sănătate. Înainte de mesele principale, o ceașcă de siguros slim, credeți-mă, vă va schimba viața pur și simplu. Țineți minte, suntem la restaurantul de unde ne dă potolul gratis, să ține, e cel mai bun restaurant, dacă mâine îi dă altcineva o friptură, ăla e cel mai bun. Însă, băi, la restaurant eu sunt o persoană responsabilă. Eu am ceiuțul de cu mine. Am mâncat după o masă bună, o la fel de bună. Deci cu ceiuțul, păi ce-am făcut, mă, regina regească? Ce-am făcut, ară? Păi da, ba, suntem cu ghiuleri pe noi și cu peruci și cu dalea, ba, forjăm veroslimul sau siguroslimul ce e. Și nu numai atât, mai are regina regească ceva, deci asta, siguroslimul, ea salva viața, da? Stați așa că sunt mai multe care salvează viața, stați să vedeți cine îi mai salvează viața. Să vă recomand cu toată încrederea și toată dragostea niște produse care efectiv mi-au schimbat viața. Și mă refer la gama de produse Experto, ce face parte din familia Grande Gloria, familie ce produce binecunoscutul brand Hygienium. Astăzi vreau să vă povestesc despre șervețelele umede Experto, care, așa cum am zis, practic mi-au schimbat viața. Și astăzi, bă băiatule, bă. Deci dacă n-aveai șervețelele și sigur o slimul și încă ceva, tu erai terminat, nu mai exista astăzi. Deci tu, cu noroc cu șervețelele astea umede, te-ai tamponat cu ele peste tot și ți-a salvat viața, nu? Bă, băiatule, bă, regino regească, ce-i mă feță cu tine, mă, ai slăbit.
Bravo, ți-ai tăiat stomacul, te-ai reinventat și... Ce cauți tu cu șervețelele alea umede? Ce faci cu ele? Ce faci? Păi da, ți-am zis, Mocangela era tot cu șervețele, am taxat-o pentru șervețele umede. Ce faci cu ele? Șervețele umede, stăveți. Și mai are ceva, atenție, asta e epocală, asta e top. Ia. Nu mai e nevoie să ne facem așa pentru agonie eventuală, în țări. Ce este suficient să achiziționăm din gama Higieniu produsele Nobuz. Atenție, Nobuz? Nobuz se cheamă? Să moară Didina și cu Gibilan. Nu mai am nevoie să-mi fac așa. Nu mai îmi fac așa. Pentru că am produsele de la Nobuz. Bă, nene, să dea teacu. Dacă vă prind eu pe undeva la vară și n-aveți Nobuz, voi, să vedeți, bă, ce vă fac eu. De fapt, o să știu cum fac. Dacă intern, mă duc, bună, te pup. Ce-o. Da, vreau și eu Nobuzul ăla, că mă buzie. Nu vreau să fac așa, așa, așa. Vreau cu nou. Cum să faci, mă? Cum să faci tu care nu-ți ajung giulurile pe degete și nu-ți ajung poșetele și pantofii de la Jimmy Choo și Louis Vuitton și Montblanc și Moët Chandon și Zuzumbumbum, Zuzum și Rolex-ul? Cum să faci la Nobuz și la șervețele umede? M-a jurat careva să mănânce ce știu eu. Și la ce ai o... Păi ce am făcut rău? Cum ar fi eu, mă, după ce sunt așa eu șmecheră, da, și văd că acum eu sunt zăvară, să mă vedeți pe mine, măi, că mine, pe mine, vă spun, păstorii, la mine. Atenție! Dragii mei, bună ziua! Am făcut o pauză, mi-am lăsat baltă tot ce am făcut, pentru că... pentru voi, ceva, stați așa, să-mi scot din geantul. Am... N-am pus. Ce-a zis, ce ce a făcut să vor angaje Sandili? Ce a făcut? Nu știu, am găsit. Și dacă n-am Nobuzul la mine, să mă dau la, să mă iau la palme, așa continuu. De ce v-am zis să aveți grijă la, să fiți atenți la, la revista aia? Pentru că și Cătălin și botezatul, tot cu revista aia, vă spun eu, este de regie, nu? Regizorul Nobuz are un fetiș. A zis, băi, uite că voi vă luați acolo 600-700 de euro, 500, bun. Dar eu vreau, am un fetiș și îmi place să vă pălmuiți, să vă dați peste mâini și peste picioare. Și ne-a dat la frere, să-i seama, le-a dat o revistă, da? Și a zis, luați-vă la palme. Mai avem pe cine? Aici o avem pe prietena mea, Ana Maria, care s-a lovit și ea la cap. Și a, nu știu, și a căzut și a dat de rostim. Uite-o, ce face Ana? Ce faci? Ești bine? În Dubai, ok, pe la și aici, pe la astea, pe la... cum se cheamă echipa aia de fotbal, de... de și aici. Adevăr că mi-a semnalat-o foarte mulți dintre voi, mi-a spus, băi, Doamne, dacă tu ești sincer așa, ea vorbește, mă, de toate vedetele, și aia care sunt prieteni, și aia pe care poate îi antipatizezi mai mult, sau pe aia care... Vorbește, mă, de toți, fapt pentru care asta facem, uite, vi arătăm, nu judecăm, dar n-avem cum să ne crucim dracu. Deci ce face Ana Maria Prodan, care este această milionăreasă, da, e toată, n-are Kim Kardashian, Hermes-uri câte văd la, la Ana, vorba aia, pantofi, genți, penthouse-uri, alea. De ce are ea atâtea? Că mai are, nu mai are, cu ea să mă forjează slimul ăsta, uite. Mă, și ce înseamnă? Deci eu vreau să vă întreb ceva. Deci, de ce toți au tendința să țină aproape așa, deci îl iubești? Deci este genul ceva, nu știu, este parte din, din mine, adică este, îl iubesc, mă, datorită lui, mă, și pentru că el mă ajută să mă, și iubesc. Adică, și asta așa, mai forjează, pe cine mai forjează, Ana? Îl mai forjează pe... asta nu e, sunt extensii. Că a renunțat la freza aia de o avea ani de zile și și-a pus să-și pune extensii și trebuie să ni-l arate, că îl scoa Ron și ele și le duce lui Basam, mă, pe care îl figur, extensiile sunt la ăsta, mă, la ăsta la care se face, da. Nu m-aș duce niciodată la asta să-mi facă nimic, nici măcar să-mi tundă vârful, în ce nu-mi inspire încredere. Mai avem încă o clientă, ca să zic așa, în afară de Ana, pentru că am zis, v-am promis la sfârșitul emisiunii că vă... Ozana Barabancea, o tipă foarte talentată și o persoană chiar mișto, a petit bloc. Păi și-a luat bani, îți dai seama că și-a luat bani. Pentru că Ozana
din câte știu eu, a făcut operație de tăierea stomacului, deci nu e că a slăbit de la apetit bloc. Apetit bloc. Dar îl forjează pe apetit blocul ăsta mult de tot. Mă rog, Baremozana nu este o tipă care să, cum să spun eu, să epateze în lovele, în excursii, o face strict în ideea în care, mă rog, îi dă un ban, da. E, aici avem o bucată de zână care este, abia numai apuță din puțuț. Și face foarte multă fitness. Uitați, sticluța de veroslim. Dar că ar forja veroslimul zâna, hai că deja oameni suntem nu-i problemă. Andu, madam, că vă invită să luați prize? Nici nu mai știu cine e Andu, madam. M-am uitat cine e, pentru că eu deja când aud priză, este imaginea pe care o am în față, este Andreea Marin. La Andreea Marin nu se pune problema că nu are bani, da? Andreea Marin este, are asistente, este ambasadoare unii, ce? Dar, spre exemplu, a luat priza roz, da? Avea și priză turcoază. Are și, dacă nu mă credeți, intrați pe pagina ei de Instagram. Deci eu aș vrea, aș fi vrut să fiu o muscă pe perdea, în momentul în care i s-a dat priza cu întrerupătorul și s-a spus: vă rog frumos, doamna Marin, vă rog să stați așa și să și, adică să păreți și cumva fericită că aveți aceste prize și în mână și vreți ca populația să cumpere prizele astea văzându-vă pe dumneavoastră și expresia dumneavoastră fericită. Și iată a ieșit această poză. Și bomboana de pe tort sunt niște perii de WC-ul de plastic și de-astea de gunoi tot de vedeți și savoniere. Că acolo vedeți, are două poze, are poza stânga, poza dreapta. Pe stânga aveți varianta perie de WC-ul de plastic neagră cu coșul de gunoi aferent și cu suport de, nu știu, de săpun și de așa. Și în dreapta aveți varianta pe albă, aceeași perie de WC-ul cu de la de gunoi și cu de plastic. Că de, vi le zice să vi le luați de undeva. Mergem mai departe și trecem la fratilii Capatos, care și el este pe aceeași bandă. V-am zis, ăsta este stereotip. Este pe aceeași bandă cu Veroslimu. Bine, Capi e și sportiv. Și mai are la... la... ce sunt astea? Pastile sau picături? Pastile de potență. Bine, pare mă, ăsta, cum să spun, Capatos își dă seama de ridicolul situației, înțelegi? Și mai are parcă la, nu, la niște așternuturi. Care? Picasso, Rembrandt, Renoir, Zen Art Deco. Da, deci el își dă seama că este un ridicol și că este pus în această situație strict pentru bănișorii care și ia, pentru că el e un om de televiziune mare și își dă și el seama că, de exemplu, poate să vină prietena lui principesa și să zică: ce faci, în principiu, ăsta cu ceaiul ăla de teau. Și este bunul meu prieten. Bunul meu prieten Cătălin Măruță, care sigur spală toată ziua când cântă Andra. El spală tăvițe pline de resturi de mâncare care se iau greu. Și acolo vă face o polologie întreagă cât de mult i-a servit Fairy ăsta, ea este life changer și ăsta, changing, și el datorită lui Fairy spală foarte bine astea, da, că și el, bine, la Măruță ar fi foarte multe, că forjează foarte multe și el. Și vreau să încheiem cu, stați un pic să mă așez, cu Bișonul. Cine este Bișonul? Cine e Bișon în țara asta? Ia uite-l. Cu Bișonul Latino Lover al României, care se cuior.
pentru că el peste tot, oriunde, că e la bar, că e la budoar, că este la restaurant, uite-l și a spus, te rog frumos, tu pe tine nu te punem pe ăla de alergat, că nu, tu vreau să ai o privire pătrunzătoare de Latino Lover, cu colț cu bișon și să tot așa să arăți cât de... Dar el are mai multe poze. A făcut, mi se uite și bea ca să vă și arate și a avut și un giveaway cu ea să vedem și avem un prim giveaway, că au mai urmat și altele, avem un prim giveaway de la Vero Slim Tea pentru membrii de pe YouTube. Poți câștiga un pachet, așa, sărăcie, un pachet, mă, dar... De ceaiul, dar și infuzorul, deci vă luați și pachetul și ceaiul și o să vă prezint, da, când facem extragerea. Doamne, senzațional, bișonul a pus vremurile când făcea hituri datorită mie și a ajuns la extrageri cu giveaway-uri de ceaiuri de pe YouTube. Asta este karma it's a bitch. Viața se tujur parșiv. Dragii noștri, sperăm că și astăzi v-ați distrat cu noi. Mulțumim că v-ați uitat, mulțumim că vă uitați în continuare. Vreau să fac o mică adăugare la final, vis-a-vis de ultimile două emisiuni ale noastre, care au fost un pic mai în pană de curent și de lumină. Am avut niște extorsiuni care au culminat cu o cădere a parapetului dintre șoseaua Unirii, colț cu Basarab și, cu alte cuvinte, ați înțeles. N-a fost ce trebuie aici, am înlocuit locuitorul și de acum încolo o să mă vedeți într-un cadru frumos. Dacă s-ar putea să fiu făcută și mai frumoasă decât sunt, ar fi extraordinar. Dar nu știu dacă acest lucru este posibil. Nu uitați să subscribe, da, și să link down below, să clopoțelul ca să știți când băgăm marfă nouă și să vedeți despre cine mai vorbim. Emisiunea de astăzi a fost strict pentru a vă arăta că suntem echidistanți și că ne întrebăm și noi cum se poate în momentul în care prezinți o viață pe abundență, spui că ai niște zeci sau chiar sute de milioane de euro în cont, de fapt, cum e gardul vopsit înăuntru, gardul și leopardul și pe afară e vopsit leopardul? Am zis bine? Sau era invers? Nu contează! Hai că mă duc să mă gândesc dacă era cu afară leopardul și până înăuntru gardul vopsit de leopardul. Da, ați înțeles. Mă duc să văd că mă pregătesc să mai trag încă o emisiune în această seară frumoasă, în fapt pentru care nici nu vă salut. Hai la revedere! Pa!